Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Capital Economic. Sunt Antonela Sofronia și astăzi vom vorbi despre modul în care lucrul de acasă afectează productivitatea și motivația angajaților. În ultima perioadă am asistat la o repunere în discuție a principiilor și valorilor profesionale după care ne-am ghidat până în prezent, iar lucrul online s-a dovedit a nu fi benefic pentru toate categoriile de angajați. În ediția de astăzi, invitata noastră ne va da detalii despre cum am putea să evităm depresia din cauza inactivității și despre modul în care lucrul de acasă afectează psihicul și modul de gândire și de acțiune al angajaților. Să iau urăm bun venit, doamne Ana Maria Ambrosă, psihoterapeut. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Ultimele luni de pandemie au fost o provocare pentru toți, angajați și angajatori. Imediat s-a găsit soluția lucrului de acasă, pentru domeniile în care se putea. Pentru că nu în toate este posibil acest uh, mod de a opera. O parte dintre angajați, totuși, nu s-au simțit foarte bine, deoarece veneau la serviciu și pentru socializare. Ce se întâmplă acum? în perioada de readaptare, de fapt. Așa este, unii au revenit la serviciu, alții încă lucrează de acasă și vor mai lucra de acasă, tot în mediul online, dar primii care au început să lucreze în online și care au fost nevoiți să stea acasă au fost cartele didactice și elevii. Și ei au fost primii care au fost nevoi să învețe, să descopere și jobul și școala astfel și nu numai ei, și părinții, pentru că au avut nevoie de foarte mult suport din partea părinților. Copiii nu se puteau descurca singuri și mă refer la copii, inclusiv gimnaziu, pentru că nu toți erau materializați sau informați cu aceste detalii ce înseamnă școala online unii mai făceau cursuri online sunt uh, copii care fac școală de acasă dar foarte foarte puțini însă marea majoritate mergeau uh, la școală se întâlneau cu colegii socializau, empatizau exact. uh, aveau probleme le rezolvau învățau despre viață nu doar partea cognitivă pentru că la școală înveți foarte foarte multe lucruri cum să te comporți în societate cum să rezolvi o problemă cum să creezi probleme, înveți de la colegi, înveți chiar de la grădiniță lucrurile acestea. Dar în momentul în care au început să lucreze și vă spun și din propria experiență, pentru că și eu sunt mamă, am doi băieți și au început să lucreze din prima săptămână, au fost nevoie să stăm și eu și soțul alături de ei, să-i susținem, să instalăm platforme. Într-o zi era o platformă, a doua zi altă platformă. Nu era nimic stabil, au durat cam o lună de zile până când s-a luat decizia să rămână pe anumită zonă, cum să lucrăm, care este orarul și um, ceea ce am observat la copii, a fost, eu chiar am stat și am ascultat aproape toate orele și eu am lucrat astfel, pentru că sunt și cadru didactic, dar um, copiii um, stăteau foarte mult în fața calculatorului, ajungeau, și la 7-8 ore pe zi, pentru că nu era doar școala online, ci mai era și pregătire și lecția de pian. Sunt copii care făceau și balet, am înțeles, sau tot dans, online, dans, online. antrenament. Nu s-au stopat absolut toate activitățile. Unele, într-adevăr, s-au putut duce în online, dar a afectat foarte mult, au creat dependențe. Asta nu înseamnă că nu erau marea majoritate al copiilor um, dependenți de a sta cu telefonul în mână de jocuri, dar um, acum au stat foarte, foarte mult și concentrarea a scăzut, plus că unele discipline nu puteau să se țină un mod cum este muzica, de exemplu. Da. A, a fost un fiasco. Nu se putea acum să cânți cu 30 de elevi, fiecare la laptopul său acasă. Deci, unele discipline nu au funcționat. Normal că copiii, părinții și carele didactice și-au dat silința să-și facă datoria, să fie responsabili, dar este foarte greu. Copiii sunt copii care au somatizat, s-au îmbolnăvit, nu au acceptat această stare. Uh, unii dintre ei uh, erau foarte fricoși că se vor îmbolnăvi, nu, nu voiau să iasă nici părinții din casă, le era teamă, era o stare care s-a. S-a indus, că oricine poate fi suspect de acest virus și te poate îmbolnăvi și apare frica că tu nu vei rezista, cum vei face față. Deci nu faptul că doar s-a stat și s-a lucrat în mediul online, am început noi cu școala, da. dar um, au apărut foarte multe frici și um, fobii, dependențe, s-au creat turbulențe în relațiile de familie, în relațiile de cuplu. Pentru că mulți părinți lucrau câte 7, 8, 9, poate 10, 12 ore și la un moment dat s-au trezit cu toții acasă, 3, 4, 6, 7, depinde cât de mare este familia, câți membri are. Și pe lângă faptul că aveau nevoie de laptopuri calculatoare sau telefoane, fiecare copil să stea să se concentreze la orele online. Părinții aveau de lucru și pe, trebuiau să răspundă cerințelor de la serviciu, în casă era gălăgie, fiecare avea ceva de făcut, avea nevoie de liniște, nu tot timpul era liniște, la cumpărături trebuia să meargă, dacă vă amintiți la început, doar un membru din familie, nu ieșea nimeni din casă, era liniște, era pustiu, deci... A fost foarte bine, într-un fel, pentru cei care erau uh, mai mulți în familie și nu au stat singuri. Pentru că singurătatea uh, te afectează foarte mult și duce în depresie. Dar. Uh... Cum a afectat productivitatea? Mă refer la acele domenii în care s-a putut lucra de acasă. Bun, am trecut cu toții pe online, exact în situația uh -huh. pe care ați anunțat-o, cu copii acasă, toți grămadă unii peste alții exact. și noi trebuia să lucrăm. Și să dăm și randament, că până la urmă au fost domenii care au continuat. De exemplu, în IT se lucra și înainte online. Așa este. Oarecum și în formarea profesională, dar foarte puțin formarea adulților. Dar în rest cam toate domeniile erau cu interacțiune fizică. Deci, nu se poate spune că acei angajați sau chiar și angajatorii, clienții, eu știu, alte tipuri de personal, erau obișnuiți cu această interacțiune. Din contră, pentru toată lumea a fost ceva nou, a fost un șoc, de fapt. Așa este. Dacă nu le-a lipsit viața de familie, sunt convinsă că le-a lipsit viața socială, iar ceea ce privește viața profesională, cred că unii au reușit să se descurce foarte bine cei care poate locuiau singuri sau nu aveau copii. Iar cei care au familie, cel puțin un copil, doi, cred că le-a fost mult mai greu pentru că să ne gândim la acele familii care au copii de grădiniță. Un copil de grădiniță cere foarte mult timp, trebuie să i gătești, să-i pui în farfurie, să-l culci, să te joci cu el. cu Un copil de școală își face temele singur, îl mai susții, îl ajuți, ești acolo. Dar um, când te trage de mânuță copilul, mamei, mi-e sete, mi-e foame sau plânge, are nevoie de tine, are nevoie pentru că te vede acolo. Normal că și părintele uh, vrea să-i aloce timp copilului, dar știe că are și un deadline și trebuie să răspundă serviciului pentru că din asta trăiește. Iar în ceea ce privește socializarea, normal că le-a lipsit. Totuși, ne au ținut legătura online, dar știți, o îmbrățișare, un zâmbet, să mergi pe o terasă, să te vezi cu omul, este altceva pentru că noi suntem ființe sociale și avem nevoie să ieșim în spațiu public. Știm asta din antichitate, dar acum a fost o situație specială, nu ne-am dorit-o, însă ne-am adaptat unii dintre noi bine, alții mai puțin bine în funcție de capacitatea și de implicarea fiecăruia. Bun, vorbeați mai devreme despre fir, fricile care s-au activat în această perioadă și care au ținut tot de acest șoc uh, uh, oarecum uh, de necunoscut, pentru că nouă ne este frică de necunoscut în general, de ceea ce nu știm și nu putem controla. Din experiența dumneavoastră de psihoterapeut, aceste frici s-au mai diminuat odată cu începerea măsurilor de relaxare sau au rămas totuși înrădăcinate în psihicul nostru colectiv? Depinde de la caz la caz și de gradul de adaptare al fiecărui, a fiecărui persoane, Pentru că dacă vorbim de persoane cu depresie normal sau care au fobii, frica de boală, frica de moarte, poate s-au agravat. La unii sau se vede, nu se mai poartă mască, se adună în grupuri, nu prea se mai respectă, deși numărul îmbolnăvirilor, dacă ne luăm după statistici, a crescut și ceea ce ni se spune în mediul online. Dar parcă ne-am obișnuit cu ideea și nu mai contează așa de mult. Eu cred că e nevoie să fim în continuare responsabili și să avem uh, încredere că putem trece peste orice și putem învăța din orice, fie că trecem printr-un eveniment negativ, putem să ne luăm lecția de acolo. Uh, merg pe principiul că uh, atunci când se exagerează, să nu ne așteptăm ca ceilalți uh, sau toată lumea să se supună regulilor, pentru că nu toți suntem astfel. Uh, Există și excepții, dar să revenim la frici, una din, și aș vrea să enumerăm câteva. Una dintre ele a fost într-adevăr frica de a nu mă îmbolnăvi, de a nu lua virusul. Știți că se spunea că se poate lua uh, de pe suprafețe, pe plastic da. rezistă un anumit număr de ore, apoi să afla că rezistă zile, pe metal, uh, nebunia cumpărării uh, acelor uh, dezinfectante. Oamenii au cumpărat medicamente, nu se mai găseau anumite medicamente Deci frica de a nu mă îmbolnăvi, frica de a nu lua virusul, frica de a nu îi îmbolnăvi pe ceilalți Pentru că nu aș putea să suport ca eu să fac rău nu știu, unui membru din familia mea sau um, am întâlnit medici și cadre medicale, nu doar medici, și asistente, care spuneau că le, uh, era Africa să nu cumva să moară oameni în cauza lor, să transmită virusul fără voia lor, pentru că nu cum vor putea ei să trăiască restul vieții având în spate această vină. E și uh, nu ținea de ei, și virusul ajunge, poate ajunge la oricine, și nu doar din spital. Dar um, o altă frică a fost uh, uh, atunci când ați văzut stigmatizarea celor care tușesc în spațiul uh, public, uh, strănută, au uh, înseamnă că au coronavirus, sunt bolnavi, deci uh, au fost uh, persoane care au reacționat foarte agresiv cu, cu cei care au venit din străinătate, cu vecinii, cu prietenii, cu membrii din familie, uh, au fost și astfel de cazuri. Uh, Fricile au apărut, ele sunt. Unele ne-am născut, altele ne au fost induse în, pe parcursul vieții. Dar um, cred că suntem și ființe sociale, raționale și sociale, și avem și capacitatea de a face distinție între o, un lucru care într-adevăr ne este util și ceva și care trebuie făcut și ceva care se exagerează și să stăm totuși în banca noastră să nu ne ducem peste celălalt, să-i facem rău, să ne vedem de. Nevoile, treburile și să ajutăm atunci când ni se cere. Cum se explică acele cumpărături compulsive de la începutul pandemiei? Chiar mă uitam pe diverse știri, în țările lumii s-a cumpărat altceva. În America se cumpărau arme acolo portul de armă este legal, nu știu care a fost ideea. La noi s-au cumpărat făină și hârtie igienică. Prin alte țări s-au cumpărat obiecte din astea de folosință îndelungată. Deci fiecare cu specificul lui. Cum se uh, explică, din punct de vedere psihologic, această uh, îmbulzeală către cumpărături? Indiferent că sunt arme sau că e făină. Până la urmă oamenii au dat năvală să cumpere ceva. Da. Dacă ne gândim și politic, nu doar psihologic, o să vedem că noi am trăit într-un sistem care, într-un sistem comunist, care ne-a arătat că la un moment dat nu prea avem ce cumpăra, chiar dacă avem bani în buzunar, dacă tu vrei să cumperi o sticlă cu lei sau o pâine, trebuie să stai la rând, să iei pe cartelă și zahărul și absolut tot. Da. La un moment dat s-au activat acele neajunsuri, ne-au fost transmise și frica de a nu rămâne din nou fără mâncare cum poate unii au rămas prodată în viața lor, și nu numai în perioada comunistă, dar poate nu au avut acasă. Și știi, când nu ai ceva, când ești mic, îți dorești foarte mult să ai, când ești mare și exagerezi, pentru că n-ai avut. Da. Aici acționează partea psihologică, dar vă spun că și politicul are o implicare foarte mare. Și um, europenii, acolo unde a fost sistem comunist, au cumpărat mâncare, hârtie de toaletă și medicamente, americanii. Ce au cumpărat? Au cumpărat arme ca să se apere pentru că la ei te împușcă pe stradă, deci te omoară pe stradă, poți să mori. Nu, Dar nu există mai, un pic mai multă siguranță, cred, decât în unele state ale lumii, cum este și în Statele Unite, cum a spus dumneavoastră. Depinde Mult mai de multă mediu, exact. este aici, de fapt. Depinde de mediul în care ai trăit, unde te-ai dezvoltat, depinde de cum ai fost crescut, cum s-au comportat uh, membrii familiei cu tine în primii ani de viață. Deci uh, sunt foarte multe lucruri care pot uh, ne ajute să facem așa un, un, puzzle. Însă oamenii au cumpărat psihologic pe Ceea ce Într-o zonă a politicului ce au trăit și ce n-au avut cândva. Dar uh, mulți au aruncat acea mâncare, alții au făcut donații. Uh, teama de a nu rămâne fără mâncare. Da. Până la urmă tot instinctul de supraviețuire și cu armele și cu exact. făina Iar în ceea ce privește uh, medicamentele, unii chiar au luat foarte multe uh, medicamente Tot din frica de a nu se îmbolnăvi preventiv și la un strănut a sughițat S-a -a dus și a luat medicamente și au sunat medicii de familie de zeci de ori Indiferent de ora de, la care era Pentru că lor le este frică să nu se îmbolnăvească, de fapt e frica de boală Um, aș vrea să vorbim un pic și despre relații, pentru că um, atunci, cum am spus un pic mai devreme, când se întrunesc, toți membrii familiei ajung să se cunoască, pentru că dacă stai foarte mult la serviciu și te întâlnești seara câteva ore la cină, luăm cina, culcăm copiii, suntem obosiți, mâine dimineață oricum e o nouă zi, dacă ai foarte multă viață profesională și nu ai viață de familie, acum te-ai trezit cu foarte multă viață de familie. Viața profesională era pe planul 2 și viața personală aproape că nu mai exista. Și normal că au început să apară contondențe, să apară lupta de putere, să apară problemele nerezolvate din trecut și sunt foarte mulți care au decis să divorțeze, în uh, perioada aceasta foarte multe cupluri au ajuns în, la psihoterapeut, uh, multe relații s-au încheiat, uh, și distanțarea, faptul că nu ne-am putut vedea, uh, s-au ajuns la niște concluzii și sunt mulți care au suferit pentru că singurătatea poate fi o cauza depresiei întărește chiar depresia sunt persoane care tot pe prisma depresiei au avut tentative de suicid sau unii chiar au uh, s-au sinucis deci probleme au apărut foarte multe au existat și uh, grupuri suport, chiar și eu am făcut parte dintr-un grup suport uh, celor care sufereau de anxietate depresie uh, atacuri de panică Mare nevoie de psihologi în perioada aceasta și întotdeauna a fost doar că statul nu a văzut și încă nu vede rolul psihoterapeutului și uh, sănătatea psihică a omului. Pentru că uh, foarte mult s-a bazat pe partea economică, să, partea fizică, să aibă cumva siguranță, să aibă ce mânca, să aibă un acoperiș deasupra uh, capului, dar sufletul, mintea, asta au fost uh, lăsate și... Dacă nu ai un creier sănătos, o gândire sănătoasă, ai tot felul de distorsiuni cognitiv-comportamentale. Bun. Discuția aceasta mă face să merg cu gândul mai departe. Cât de fragili suntem noi? Sau care este procentul celor puternici care pot trece peste o astfel de perioadă și să meargă înainte, față de procentul celor care s-au împiedicat și au căzut, indiferent că se ridică pe urmă sau nu? Deci, văzând în jur atâta lume care, exact cum ați spus dumneavoastră, este marcată de aceste fobii, de aceste temeri, de teama de moarte, de teama de boală care de fapt existau și înainte că și înainte ne puteam îmbolnăvi și înainte ne puteam muri chiar și de pe zi pe alta într-un accident sau în orice aluneci pe, pe Gresia din baie și chiar lucruri din acestea prostești care de obicei li se întâmplă altora, nu ție în această perioadă amenințarea a făcut cumva ca totul să fie exploziv, expandat în materie de comportamente și de frici? Păi, dacă stăteai și te uitai la televizor, indiferent de pe ce canal dădeai, puteai să vezi că au murit foarte mulți oameni în alte țări, ni se prezentau sicrile, depresiile, oameni care s-au sinucis, Oameni care au rămas fără job, normal că te afectează și te sperie și dacă tu rămâi în zona asta, o să devii și tu anxios și o să scadă stima de sine și o să inducă și ție această stare de frică pe care tu o vei induce la rândul tău, nu știu, celui de lângă tine, copilului, de exemplu. Dar, deci concluzia era să nu ne uităm atât de mult la televizor E bine să nu ne uităm Ne putem uita Sau la televizor Dar să facem o selecție Pentru exact. că dacă stai și foarte mult în casă La un moment dat devii antisocial Dacă nu mai ești din casă Ai impresia că toată lumea se uită la tine Scade stima de sine Scade încrederea în tine nu mai ai curaj, ți-e apar fricile, să nu ți se întâmple ceva, pentru că tu te simți în siguranță acasă. Eu stau la etajul 4 și mă puneam mâna pe balustradă uneori. La un moment dat mi-am dat seama că eu nu mai puneam mâna pe balustradă și am zis, wow, ia uite ce mi se întâmplă. Am conștientizat că și mie a început să-mi fie frică să nu iau virusul de pe palustradă. Deci, oricui se poate întâmpla. De da. la balconul propriu? Nu, de la Casa Scării. Ah. De, de pe Casa Scării. Spuneam că locuiesc la etajul da. 4 și puneai mâna pe mânerul de la ușa de la intrare. Normal că trebuia să te speli, să te dezinfectezi. Uh, Mi-aduc aminte, martie, de pe 10 martie, eu am renunțat să mai lucrez. Uh, Face-to-face face în cabinet, am lucrat doar online, eu lucram online pentru că sunt clienți pe care i-am și din Statele Unite, că tot veni vorba și din mai da. multe țări, continente. Dar um, am observat clienții care îmi veneau în cabinet și um, se dezinfectau, uh, distanța se păstra, nu mai simțeam în siguranță în cabinet. Deci, ei nu se simțeau în siguranță, dădeau așa o stare că. Nu e bine că sunt acolo și atunci am trecut în mediul online cine și-a dorit lucrul acesta. Ceea ce privește echilibrul omului, nu vine doar de acum, deci gata, sunt echilibrat de ieri, de azi. Da. Contează și de cum am fost crescut și contează, cum spuneam mai înainte, de primii ani din viață și de figura de atașament de cel sau cea care ne-a crescut, dacă am avut niște părinți implicați, responsabili, accesibili, care ne-au răspuns și nevoilor emoționale, nu doar ne-au cumpărat haine, ne-au trimis la școală și ne-au pus o farfurie caldă cu mâncare pe masă, adică au știut să ne ghideze și emoțional și cognitiv și comportamental au fost alături de noi, desigur că noi am învățat să rezolvăm problemele, am învățat să empatizăm, am învățat de mici să iertăm, să ajutăm. Și uh, am avut echilibrul acela dat de părinte. În cazul în care părinții nu au fost disponibili și au fost reci cu noi, normal că am dezvoltat un atașament. Uh, știți, distanța asta, tu îngheți emoțional, nu, nu te mai implici, și atunci a, nu mă interesează absolut nimic, oricum sunt sceptic, nu cred în virus, nu cred în. pe mine nu mă moară nimic, merg mai departe. Se întâmplă chiar lor să. A, a, acei oameni să ia virusul, dar. Și? Și, Pentru că aici vroiam să ajung cu următoarea întrebare. Au fost și persoane care. A, au luat ceva măsuri de siguranță, poate au purtat mască, mânuși, s-au dezinfectat, dar totuși au ieșit din casă. Nu au renunțat niciun moment la activitățile lor pe această perioadă, mai ales în acele domenii care nu au fost obligatoriu închise de către guvern. Deci au fost da. domenii de activitate Așa care este. puteau funcționa și fizic. Ei, am întâlnit oameni care nu au renunțat, au mers în fiecare zi la serviciu, chiar dacă au stat mai puțin 3-4 ore în loc de 8 ore, dar au ieșit din casă, au încercat totuși să intre în interacțiune cu alți oameni și au făcut cât de cât activitățile zilnice pe care le făceau și înainte, tocmai pentru a nu derapa exact. total. Exact. Sunt acei oameni care au încredere în ei, au conștientizat ce se întâmplă, au respectat dacă la asta ne referim, și uh, s-au protejat atât pe ei cât și pe ceilalți și și-au văzut de treburile lor, viața lor a continuat și cea personală poate și cea profesională și cea de familie. Sunt acei oameni care au știut să echilibreze, să îmbine toate acestea, însă sunt unii care au negat, au rămas în etapa de negare, nu există, nu există și uite că neșansa vine și ți arată, uite, există. Uh -huh. Și ți se întâmplă chiar ție. Da, asta e. Și cea o să crezi mare... și tu. <laughs> uh -huh. Nu sunt vir virusolog, nu știu foarte multe lucruri despre virus, despre... dar cred că e nevoie și sunt, de fapt, convinsă de lucrul acesta: că e nevoie să ai și un sistem imunitar sănătos, ca să poți să te plimbi, ai nevoie să te plimbi două, trei ore uh, în natură, să te bucuri de soare, să iei aer curat. Știți, au fost și părți bune în perioada aceasta. Natura a respirat, au fost relații care s-au sudat foarte bine. La unii nu, la unii da au fost părinți care au stat lângă copiilor mai mult, s-au apropiat, i-au susținut. Vorbeam zile trecute cu cineva foarte drag din familie și îmi spunea că a stat alături de fiul său care este în clasa 8 -a, l-a susținut, l-a ajutat. O altă prietenă îmi spunea că a avut timp să stea să și lucreze pentru serviciu, dar asta și cu familia și a susținut fata care a avut examen tot de clasa 8 -a. Deci sunt părinți care reușesc să susțină familia, să susțină copilul, să facă și serviciul, fie și de acasă, pentru că au învățat de mine să fie responsabil, să asume, să nu intre nu știu, într-o zonă în care ei nu vor reuși și să se ducă într-un atac de panică, să fie echilibrați și să găsească soluții, nu să se plângă tot timpul de probleme, pentru că dacă stai și te plângi, nu o să vină nimeni să-ți dea soluția sau poate să dă o soluție, dar nu este optimă pentru tine. Bun, să ne reîntoarcem un pic în domeniul profesional, pentru că în materie de relații și de mod de interacțiune, cred că avem foarte multe de spus. Cum ați perceput în lucru cu clienții dumneavoastră, Nesiguranța cu privire la locul de muncă sau cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor. Dincolo de fricile acestea de boală, de moarte, să nu pun mâna, să nu iau un virus, cred că acum acestea încep să se disipe, dar efectele economice, exact cum au previzionat analiștii acum 3-4 luni, abia acum încep să se resimtă. Sunt multe afaceri care s-au închis, nu au mai redeschis, chiar dacă lucrurile încep să revină din ce în ce mai mult la normal. Sunt altele care și-au diminuat foarte mult veniturile și nu mai au posibilitatea să plătească toți angajații sau dacă îi țin pe toți, le-au micșorat destul de consistent salariile. Deci efectele abia acum încep să se vadă. Așa este și unii sunt de ceva vreme rămași fără job. Fără, sau au intrat în șomaj tehnic, și sunt oameni care, cărora le-a fost foarte greu să pună ceva pe masă. Deci, economia cred că va scădea un pic și nivelul de trai va scădea, dar îmi doresc să găsim soluții, să vedem ce a fost greșit și să încercăm să reparăm. Și cine a avut un serviciu să caute și să nu stea acasă, sigur va găsi ceva de muncă. Pentru că dacă stai acasă, nu vine nimeni să dea, caută, fă ceva, implică-te. Considerați că această pandemie, să-i spunem, că așa o numește toată lumea, a adus o reechilibrare cumva pe piața forței de muncă? Știm cu toții că înainte angajatorii căutau angajați, era o lipsă acută de forță de muncă, inclusiv cu uh, românii plecați în străinătate care s-au întors, unii unii au plecat din nou, dar mai ales cu cei care erau aici și nu doreau să muncească decât în anumite condiții. Acum, pentru că nu mai sunt atât de, lo de multe locuri de muncă um, din discuțiile purtate la grupurile de sprijin și în alte părți, Considerați că această atitudine a angajatului s-a schimbat sau se va schimba? Adică, e... uite, am un loc de muncă, totuși ar trebui să țin cu dinții de el, pentru că s-ar putea să nu mai existe sau să nu mai găsesc altul în viitorul apropiat? Depinde de angajat, că unii sunt doar șefi și alții sunt lideri și depinde cum se comportă fiecare angajat, fiecare manager, dacă am putea să numim așa. Forța de muncă în România nu a fost niciodată la un nivel foarte bun, foarte ridicat. Au plecat foarte mulți oameni în străinătate, iar cei care s-au întors nu înseamnă că au venit medicii, profesorii să și s-au și exact. întors să-și muncească. Pentru că am văzut cu toții cine s-a întors sau cât s-au întors, știm în mare parte. Sunt convinsă că acele persoane care au lucrat în străinătate, chiar au lucrat, au muncit, au câștigat un ban cinstit, vor căuta și în România să facă lucrul acesta, sau se vor întoarce în țara din care s-au întors, unde au mai muncit și au fost mulțumite de salariul pe care l-au primit. Însă, sunt și oameni care nu au muncit nici acolo, nu vor munci niciodată nici în România pentru că nu. E despre ei, da. nu se vor adapta. Iar în ceea ce privește, dacă ne gândim la cei care au rămas fără serviciu, pot fi oameni foarte valoroși și sunt convinsă că vor găsi un job și angajatorul va ști să facă o selecție foarte bună pentru că orice angajator își dorește să crească capitalul firmei sale. Deci, Oamenii, cum am mai spus, implicați, responsabili, oamenii care au muncit, vor munci în continuare și vor căuta soluții. Cine nu a muncit, se va relaxa în continuare și va obține bunuri, așa cum a fost obișnuit, mai mult sau mai puțin uh, apreciate de lege. Bun. Uh, multe persoane sau chiar și autoritățile. Preconizează că există posibilitatea revenirii acestui virus undeva în toamnă, iarnă, eventual când va reîncepe școala, când vor reîncepe toate celelalte activități. Cum ar trebui să acționeze angajații și angajatorii la momentul actual, astfel încât să-și ia o marjă de siguranță pentru viitor? Toată lumea se întreabă ce se întâmplă dacă se vor închide din nou activitățile. Va fi foarte a fi greu. Tragic de data a aceasta. Va fi foarte greu pentru că mulți și-au consumat uh, resursele pe care le aveau. Nu mai au, alții nici nu aveau resurse și au împrumutat. Uh, nu știu câți bani au primit de la stat, dar n-am cât și cum e cu șomajul tehnic, nu m-am informat în domeniul acesta. Dar. Uh, uh, dacă va reveni în forță virusul în toamnă și va trebui din nou să stăm în casă, e clar că va fi e, dificil, dar sper să fim destul de responsabili să nu se ajungă din nou să stăm închiși cu lunile în casă. Deci îmi doresc din toată inima și doresc tuturor să fim cerebrali și să acționăm în favoarea noastră, să ne protejăm în continuare, să folosim măștile acolo unde ni se cere, să ne spălăm pe mâini, pentru că e important să ții și la igienă. În fond, te protejezi în primul rând pe tine și dacă ție îți pasă de tine, îi arăți astfel și celui de lângă tine că empatizezi și îți pasă de el. Ați văzut și în avion. Prima dată ție trebuie să îți pui da. masca, să poți respira și apoi copilului sau celui de lângă tine. Deci te gândești în primul rând la tine, ai grijă, respecti și îl înveți și pe celălalt de lângă tine și îl protejezi. Ați spus mai înainte că oamenii în marea lor majoritate și-au consumat resursele în aceste luni în care au stat acasă sau au avut o diminuare a veniturilor, iar alții nu au avut resurse deloc. Cum se poate totuși ajunge la situația în care cineva să nu aibă resurse deloc? să nu aibă niciun ban pus deoparte, să nu poată face față unei perioade din aceasta, unei situații neprevăzute de altfel. Păi dacă salariul este de, nu știu, 1500 de lei, 1600 până în 2000 de lei și lucrează doar unul din membrii familiei și ai 2-3 copii și ai și rată, nu știu, la mașină sau la apartament, la casă sau ai cumpărat un teren, e firesc să nu-ți ajungă banii și să nu poți să adun de pe o lună pe alta să pui ceva și să te afectează foarte tare. Deci, în România sunt multe cazuri, nu 2-3, sunt foarte mulți care au ajuns în, în această etapă de viață și pandemia i-a afectat. Deci, nu doar financiar, dar și psihic și din toate punctele de vedere ne-a afectat. Însă, sunt și uh, zone în care oamenii și-au primit salariul, firma a mers foarte bine. Unii chiar s-au îmbogățit în perioada aceasta, au știut să da. își facă jocurile politice și economice, desigur, și le-a fost bine, dar nu tuturor le este bine. Și acei oameni um, au nevoie de ajutor și s-ar putea ca ei să nu primească ajutor nici de la stat, s-ar putea să nu primească ajutor nici de la prieteni și. Um, să ajungă în situații critice, să facă atacuri de panică, să intre în depresie, să se ducă în dependențe. Să știți că în perioada aceasta s-a consumat foarte mult alcool. Dependența de alcool a crescut pentru că au stat acasă, n-au trebuit să mai iasă în oraș zilnic, să conducă, să meargă la serviciu. Puteam să lucrez de acasă și cu paharul de vin pe birou. Deci iar cei care erau dependenți au continuat sau unii care erau la început, se jucau cumva, uh, sunt persoane care au ajuns și ei la dependență. Bun. Uh, perioada aceasta a pandemiei, din punctul meu de vedere, a fost uh, o ocazie pentru persoanele care nu aveau timp de relaxare înainte și uh, care rămăseseră cu lucruri nefăcute spui lasă că am să fac mai târziu am să, asta pot să o amână dar poate altă dată ca în legile lui Murphy dacă nu se rezolvă de la sine poate că nu mai trebuie uh, eu am văzut și o ocazie pentru o dihnă relaxare și ajungerea la zi cu treburile care au rămas neterminate adică faptul că nu mă mai duc la serviciu, faptul că am mai mult timp pentru mine să mă ocup de mine, să mă ocup de ceea ce n-am făcut chiar pe plan profesional sau de dezvoltare personală a mea, să citesc o carte, să uh, mă uit la un film dacă n-am avut timp până în prezent. Consider că se puteau face activități apropo de dependențele pe care le-ați enunțat dumneavoastră astfel încât nici să nu intri în depresie nici în dependență și totuși la final, când tragi linia, la sfârșitul pandemiei, când trebuie să te duci înapoi la servici, să ai toate treburile făcute, să fii întreg la cap și cu banii în buzunar. Da, dar asta înseamnă că eu am avut niște bani în buzunar, că salariul meu a fost virat în fiecare lună în cont și că nu am avut grija banilor nu am lucrat foarte mult de acasă pentru jobul meu și am avut timp să citesc acea carte, să fac cursul de dezvoltare personală, să fac mișcare cu un antrenor în online, deci să gătesc, să descoper, nu știu, să fac prăjituri, să-mi fac curat în casă, să stau de vorbă cu familia mea, să am viață personală, cum a spus dumneavoastră, să-mi văd de, viața, să văd de viața mea personală, poate am neglijat-o sunt foarte mult în zona profesională, însă contează în ce etapă te-a prins această pandemie. Dacă pe mine m-a prins și cu bani în buzunar și nici nu am un serviciu foarte stresant. Copiii sunt mari sau nu am copii și am o relație foarte bună cu partenerul meu. Normal că m-am relaxat, normal că mi-am făcut treburile, că sunt și un om echilibrat, am stimă de sine crescută, știu ce am de făcut, mă organizez, știu ce pot să fac cu timpul meu, știu câtă energie am și cum să mă ordonez ca să fiu energică și seara înainte de a ajunge în pat, să-mi fie bine și să-mi gestionez bugetul. Deci e nevoie să lucrez pe mai multe planuri ca să-mi fie bine și în pandemie. Bun, dar de exemplu dacă... Hai să nu luăm tocmai cazul cel mai fericit când aveam de toate și așteptam un moment ca mm -hmm. să mă relaxez. Pur și simplu nu, domeniul meu s-a închis, firma s-a închis, că așa a închis-o guvernul sau așa a hotărât mm -hmm. patronul, indiferent că am sau nu venituri până la urmă eu tot trebuie să stau acasă. Și întrebarea este ce fac acasă? Ce fac acasă? Mă panichez și încep să merg ca șoarecele prin labirint sau încerc să mă organizez astfel încât să am o plus valoare pentru mine? Dacă eu consider o pierdere acel serviciu, s-ar putea să iau pe rând toate etapele pierderii ca atunci când îți moare cineva sau pierzi o relație, ieși dintr-o relație. Să fiu în negare, că e prima etapă sau ar putea să mă duc în furie, să mă duc în tristețe, depinde pe ce etapă rămân mai mult, în ce etapă rămân cel mai mult, pentru că dacă eu zic, ok, am rămas fără job, o lună, două nu voi avea job, mi-e clar, nici nu am foarte mulți bani în buzunar, dar mi-i drămăluiesc eu cumva ca să-mi ajungă, îmi depun CV-uri, caut, găsesc soluții, homemade, nu știu, fac ceva. Exact fac ceva și uh, știu că pot, că reușesc, că am încredere, nu mi este din prima, mi 15 a 15-a oară, că alfabetul nu se termină la planul A sau la planul B. Până la Z mai este. Da. Deci și acționez. Dar acționez, cum am spus, în favoarea mea. Sunt atentă ce fac cu timpul meu, ce fac cu energia mea? Că dacă eu stau cu telefonul în mână pe rețelele de socializare sau mă uit la filme non-stop, normal că la un moment dat nu o să mai am nicio energie, o să fiu tot timpul obosit. Sau dacă sunt în depresie, depresia dă și somnolență, dar și uh, poți să stai foarte mult treaz, depinde. Sunt oameni care dorm foarte mult, oameni care nu pot să doarmă. Se manifestă diferit. Deci contează cum te prinde. Această, cum te-a prins această pandemie, pentru că poate fi o etapă din viață sau se poate repeta această etapă, nu doar printr-o pandemie, printr-o altă pierdere. Știți? ți-ai pierdut serviciul acum, exact. data, nu știu, peste câțiva ani, sau poate cândva ți-ai pierdut unul din părinți, sau ambii părinți, sau partenerul de viață. Ai mai avut pierderi. Ai învățat să le gestionezi. Dacă nu ai învățat să le gestionezi, suferi. Ideal ar fi să înveți să nu repeți acele greșeli sau să cere ajutorul să fi susținut. Bun, momentan totuși există o situație de incertitudine. Până vedem noi dacă vine sau nu al doilea val al pandemiei, mult în lume stă cumva în expectativă. Și cu planul financiar cei care doreau să-și cumpere o casă sau eu știu să facă o investiție să renunțe la un job și să-și ia altul, s-ar putea să nu mai facă acest pas. Cei care mai doreau să facă încă un copil s-ar putea să nu mai facă de teama a ceea ce s-ar putea întâmpla pe urmă. Sunt tot frici astea. Sunt tot frici, exact. Dacă stăm cu dacă, ce o să se întâmple, nu o să mai facem nimic. Acționez, îmi asum și o să găsesc soluții. Să trec și peste asta și să-mi păstrez mintea sănătoasă, indiferent de ceea ce mi se întâmplă. Eu trebuie să rămân sănătoasă. Bun, Câți dintre noi au această capacitate de management a riscurilor? Că, de fapt, ăsta este un risc. Pandemia aceasta a fost un risc pe care nimeni nu l-a avut în vedere. Dar nimeni. Așa este. Cei mai mulți avem această capacitate de a ne proteja, de a avea grijă de noi și de ceilalți. Suntem foarte mulți care putem face lucrurile acestea și putem să-i susținem și pe ceilalți care au nevoie și poate nu au curat să ceară ajutorul, dar putem să-i sprijinim atât cât să nu le facem rău. Oamenii pot, au capacitatea asta de supraviețuire, Ei ne tragem de, de vorba de natura umană, de când ești bebelus înveți să supraviețuiești. Ești, știți dacă frica de apă, frica de nec, pardon, frica de nec e o frică cu care noi ne naștem, e de la naștere. Ca și de frica în de înălțime. Frica de înălțime, să nu cazi în gol, te protejezi. Te uiți, a, deci s-ar putea să cadă acolo. Sunt atentă și mă dau apoi Sau un bebeluș aruncat într-un bazin cu apă. Normal că va găsi soluție să iasă la suprafață. Un bebeluș nu se neacă. Deci, dacă noi avem aceste abilități, capacități din naștere de a ne apăra, sunt acele frici, care de fapt se luăm, ok, asta este frica, ce fac? Eu să supraviețuiesc? De deci să fac asta de când aveam câteva luni. Ce mă împiedică pe mine să-mi activez măcar acea zonă de supraviețuire? Să nu decad, să nu stau bine dacă ajung la o depresie foarte adâncă. Normal că am nevoie de sprijin, atât de psiholog cât și de psihiatru. Am nevoie de medicamente, am nevoie de multă terapie, pentru că poate dura an o depresie și nu pot să mă descurc poate dura toată viața. Depinde de nivelul de depresie, de episodul în care mă aflu. Este foarte interesantă discuția aceasta despre depresie, ținând cont că poate mulți dintre noi au depresie, dar nu știm despre da, acest lucru. dar este o depresie foarte ușoară, depresie ușoară și nu, poți să fii într-o etapă ușor tristă, câteva zile, două săptămâni, ai avut o pierdere, ți-a murit cineva din familie, e normal să fim și triști, pentru că ne-am născut și cu emoția de tristețe, și cu emoția de frică, și bucurie, și furie, sunt în noi. Noi trebuie să învățăm să le gestionăm și să ne ascultăm mintea și să ne controlăm gândurile și mintea și să fim prieteni cu mintea noastră și cu emoțiile noastre, nu să intrăm în luptă sau să le lăsăm pe ele să ne controleze viața. Avem și capacitatea aceasta și dacă poate nu știm întotdeauna și nu ne iese foarte bine, dar putem încerca să acționăm într-un mod conștient. Bun, în cazul acesta, cum ne putem învinge teama aceasta de viitor sau uh, uh, grija față de ziua de mâine. Da. Pentru că, de fapt, asta există la fiecare dintre noi. Nu cred că este vreo persoană care nu s-a gândit măcar o dată uh, oare ce am să fac peste un an, peste cinci, oare îmi va fi bine... Oare voi avea destui bani ca să îmi cumpăr ceea ce îmi doresc și altele de genul acesta? Decât să mă gândesc oare ce se va întâmpla, ce va fi, haide să-mi fac un plan, să mă țin de planul meu și să uh, văd care sunt prioritățile mele Și uh, normal că pot apărea tot felul de probleme ca să îmi îndeplinesc eu planul, nu? obiectivul, visul meu dar pot să caut soluții și să nu, cum am spus, să rămân într-o tristețe foarte profundă și să mă duc apoi în depresie, să fac atac de panică, să mă îmbolnăvesc, să somatizez. Să caut soluții și să văd ce am nevoie, nu să stau să mă plâng ce mi s-a întâmplat și să mă bazez doar pe trecut. Și să nu mai pot să văd viitorul. Normal că sunt astfel de oameni care nu pot să vadă viitorul pentru că sunt uh, anxioși, și suferă de depresie, sunt într-o anumită etapă de viață, dar pot fi ajutați, îndrumați, dar numai cu voia lor. Uh, bun. Acum, apropo de voia lor, <coughs> uh, la noi, la, în societatea românească, uh, vizitele acestea la psiholog nu sunt. Uh, ceva normal și făcute de bunăvoie și nesili de nimeni. Este acea percepție greșită de altfel că dacă te duci la psiholog ești nebun. Lumea nu face diferență încă între psiholog și psihiatru, asta e clar. Dar partea aceasta de psihoterapie, de consiliere, de ajutor, nu este ceva natural la noi. Probabil acolo se ajunge că nu mai ai alte soluții pe care să le încerci singur sau, eu știu, la recomandarea obligat de cineva. Așa este, dar cred că în ultima perioadă oamenii înțeleg rolul psihologului și vă spun de ceea ce observ în cabinet și din discuțiile cu colegii mei. Um, de regulă părinții uh, și-aduc uh, copiii la psiholog foarte des, adolescenții, uh, chiar și preșcolarii Și vin și ei pentru că nu poți să rezolvi o problemă uh, stând de vorbă doar cu copilul Fără să ai și părinții pentru că tu îl vei trimite înapoi în mediul lui nu Acasă cu aceleași figuri de atașament și e firesc să lucrezi cu toți membrii familiei de obicei omul ajunge la psiholog când rana doare foarte tare și nu mai găsesc soluții. Și atunci iau această decizie. Ideal ar fi să vină când nu doare foarte tare și soluțiile sunt mult mai ușor de găsit pentru că nu psihologul găsește soluția. Tot tu trebuie să faci asta, mai ales după ce ești din cabinet, munca este doar a ta. Rolul psihologului este atât cât te afli lângă el în cabinet după care te, te descurci și trebuie să ții cont de tine și de nevoile și dorințele tale și să cauți, cum am spus, rezolvare de probleme, pentru că suntem născuți și știm să rezolvăm de la natură problemele, trebuie doar să ne concentrăm un pic mai mult, să nu rămânem în lupta de putere și să nu facem asocierea că dacă merg la psiholog înseamnă că am nu știu ce probleme psihice, asta nu înseamnă că dacă ajung la psihiatru nu să sunt nebun, pot să fiu într-o tristețe, am avut o pierdere, mi-a murit cineva foarte drag din familie și -a am ajuns în depresie și am nevoie de niște pastiluțe. Da. Nu înseamnă că am probleme foarte mari sau că nu pot fi rezolvate. Psihologul lucrează uh, cu psihiatrul și ambii ajută clientul pentru că își doresc lucrul acesta. Bun. Uh, dacă ar fi să facem o paralelă cu ceea, între ceea ce se întâmplă acum și ceea ce se întâmpla înainte. Acum 10, 15, 20 de ani. De ce, totuși, este această nevoie de conciliere și de terapie acum mai mult decât înainte? Sau înainte nu se știa și mergeau lucrurile de la sine? Cum înainte se putea? nu se știa. Exista psihologul în România, în anumite perioade istorice dar uh, acum oamenii sunt înclinați și spre ceea ce simt, pe modul în care gândesc, pe modul în care acționează, adică nu doar trebuie să muncesc, să am, trebuie să văd și de sufletul meu, trebuie să văd și de să-mi văd de mine, să văd dacă am luat decizii bune, dacă la un moment dat poate nu mai îmi doresc ceva, ce pot să fac? Să rămân acolo, să sufăr sau pot să iau o decizie? Poate că vreau să schimbat ceva între timp și atunci parcurg uh, acest traseu împreună, un proces psihologic de schimbare împreună cu psihologul pe care eu uh, îl aleg. Pentru că uh, psihologul nu te ajută doar să treci prin anumite probleme, ci face și psihoeducație. Nu te ajută să treci printr-o traumă mai ușor sau să uh, îți vindești trecutul și să faci pace cu părinții și uh, să ai grijă de copilul tău interior, ci te îndrumă, te învață lucruri pe care tu nu le știai, și care sunt foarte logice. Și o să te ajute atât emoțional, cât și cognitiv, și comportamental. Și spiritual, de ce nu? Pentru că foarte mulți dintre clienții mei au o relație foarte bună cu Divinitatea. Cât durează în medie un astfel de proces? Pentru că e clar că nu se întâmplă nici într-o ședință, nici în 10 ședințe. Este un timp îndelungat în care se petrece această schimbare interioară. Depinde de nevoia omului. Sunt persoane care, au spus, ați spus și dumneavoastră, că vin în vizită la psiholog, vin o singură dată și vor să te întrebe ceva, dar asta nu înseamnă că ei fac psihoterapie, ci vin pentru o consiliere și uh, răspuns la câteva întrebări și ei își vor lua ceea ce au nevoie de acolo. Dar uh, dacă vrem să schimbăm un, nu știu, uh, sau să renunțăm la distorsiuni cognitiv-comportamentale sau să tratăm o traumă, să vindecăm ceva care doare foarte tare sau să luăm niște decizii în ceea ce privește poate căsnicia noastră sau relația cu copilul. Diferă de la caz la caz. Minim 30 de întâlniri uh, unde se lucrează în uh, profunzime, deci minim 30 de ședințe. Da. Sunt persoane care lucrează foarte mult, se face pauză, poți să revii după șase luni sau când mai ai nevoie. Am Dar înțeles. săptămânal sau cel puțin o dată la 10 zile ai nevoie să te ții să parcurgi procesul pentru că nu totul se rezolvă de la sine și știți cum e, dacă eu îmi fac curat în casă și nu arunc tot praful ăla la, la tomberon și îl bag sub preș, la un moment dat preșul va, covorul meu va aprinde viață, începe să se miște. Așa sunt și cu problemele. Dacă nu le rezolvăm, vin când ne este mai greu sau când nu ne așteptăm, cum Am a fost și în teles. pandemie. Am ajuns la finalul emisiunii și vă mulțumesc pentru prezența în acest studio. Încheiem nu înainte de a-i mulțumi doamnei Alina Nechifor de la Promenad Art pentru coafiură, doamnei Lidia Ilas de la Gossip and Beauty pentru manicură și machiaj și magazinul Nisa pentru vestimentație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne revedem în fiecare luni de la ora 20. Nu uitați să ne scrieți pe adresa de e-mail și să vizitați pagina noastră de Facebook. Până săptămâna viitoare, la revedere!